De ce vin românii în Neseba și în Sanibiș? De ce aleg românii aceste destinații pentru a-și petrece vacanță? În primul rând, partea de... au început să se ducă cât mai în sud. Deci aleg stațiuni mai depărtate de graniță. Au plaja, în primul rând plaja din Sunny Beach, care este superbă, lată. Sunt două aquaparcuri imense, unul în Sunny Beach, care e cel mai mare. Și în general familie cu copii merg. Făcând așa o estimare pe numărul de turiști, la 4 stele s-au îndreptat cel mai mulți și pe serviciile de cazare cu all inclusiv. Au ales și 3 stele pe cazare cu mic dejun, în general cei care vor să mai se ducă și până în Sozopol să facă câteva excursii din, în zona. 5 stele, sunt ceva hoteluri de 5 stele, dar mai puțin turiști. Românii aleg 5 stele în Sunny Beach. Câți turiști aduce Laguna în Bulgaria în fiecare an? Anul trecut au fost în jur de 25.000-30.000 de turiști aduși pe perioada 1 mai, 30 septembrie. Anul acesta se estimează o creștere cam de 35-40% până în acest moment. Our resort is the biggest in the area, and being on the first line next to the sea, it's a favorite destination for all Europeans. 10 years the best market was German market, so family are most welcomed here, and even in the high season they fully enjoy vacation here on the territory of the resort. So we have approximately 7 different restaurants, we have big animation team speaking several languages, we are very popular not only in EU but of course on Balkans. So we were this year received maybe probably 100 guests from Romania, and they were happy to spend their holidays, Eastern holidays, with us. Well, we already offered them a lot of friendly faces. They enjoy being with friendly staff, and all the comments from the Romanian markets, they enjoy the facilities, they enjoy that everything's big, wise. White, and especially the staff, they are more than welcomed here. They feel themselves at home. That's their words, not mine. Neapărat ar trebui să vină, nu numai pentru mare, ci și pentru, cum ai spus și tu, despre aceste hoteluri, pentru că, într-adevăr, Sunny Beach este una dintre cele mai mari stațiuni ale Bulgariei, pe malul Mării Negre, având o lungime de peste 9 km. Numai plaja este de atât de mare. Imaginează-ți cât de mare și cât de diversificată. În plus de asta, lățimea este între 600 și 800 de metri, cu nisip foarte fin, încă este mult mai fin față de cel de la nisipurile de aur. Hotelurile, într-adevăr, sunt peste 300.000 de cazări pentru toate buzunarele, să zicem așa. Avem de 5 stele, de 4 stele, 3 stele, avem și cazări numai cu apartamente, unde
poți nu numai dacă nu-ți place un all inclusiv, cum se oferă la celelalte hotele, pentru că într-adevăr Bulgaria e renumită cu all inclusivul și avem turiști destul de mulți care vin pentru acest all inclusiv, pentru că da, ai o... De 3 ori mese pe zi, ai băuturile incluse, sunt hoteluri care au pe plajă baruri, șezlonguri, umbreluțe și aceste cazări diversifică, pentru că dacă nu, cum ziceam, dacă nu-ți place acest all inclusiv, poți fi un apartament. Îmi place destul de mult să lucrez aici la agenție pentru că este ceva activ. Toată ziua te întâlnești cu persoane noi, schimbul acesta de experiență e destul de interesant și întotdeauna ești în mișcare în continuă, peste tot, în toată stațiunea, de la un hotel la altul, cu diferiți turiști de toate genurile, să zicem așa. Sunt pretențioși românii? Nu, nu. Chiar nu sunt pretențioși, iar dacă au o cameră decentă, marea și o rachie, cred că e destul, e suficient. Mulțumesc și eu! So first of all, what sets this hotel apart from the others in Sunny Beach? What makes it special? What is the difference? The special is that our hotel is situated in Sunny Beach, nearby the main street, and also not so far from the beach. Secondly, our hotel has 7 different types of rooms. For example, I can share with you how many different types of rooms we have. So we have family suites, we have executive suites, twin rooms, standard double room, economy room, and also double deluxe. Inside the hotel we have our card restaurant, lobby bar, which is operating 24 hours, and also the hotel provides 24 hours room service. Romanians coming here, are they interested in the spa services? What are they looking for? What kind of services are they looking for? The most important for them is to sleep, to relax, and the spa center is not the first place for them. Sometimes they use it sometimes. Massage, mostly massage. They don't have the culture for this. It's a culture to look for such service. Some people they have it, some people don't have it. They have to earn it. So you're a journalist, yes? You have to teach people how useful is this and to do it and to look for this anywhere they go. On first place in the world are the East people. Chinese, Japanese, they use it a lot. India, they use it a lot. Now in Europe, as I told you, Russians, as I told you, the Germans and the French people also, they use it very much. If it's only one day, I shall propose him anti-stress massage because this is the first for people. They're overstressed. They live in big towns. In the big town, it's not very good place for living. It's not like in the village, not in the mountain. So the most important is anti-stress. Anti-stress massage is very good. I should recommend this.